Bună seara, bine ați venit la un nou episod în Dodi. Vom continua cartea Virtutea Egoismului de Ayn Rand cu capitolul 9. Înainte însă de a continua cartea cu capitolul 9, o să vă rugăm jos sub video să vă folosiți de butonul de like, să vă folosiți de butonul de share și să vă folosiți de butonul de subscribe, să vă folosiți de clopoțel, să vă folosiți de link-ul din descriere care e cu Patreon și Crypto, să vă folosiți de link-ul din descriere unde mai dați de noi pe net, pe Telegram și așa, și acolo e cu subscribe sau follow, nu mai știu ce. Așa? Și să vă folosiți mintea în general. Cetățeni, gândiți. Capitolul 9 este poartă numele de cultul floarea gri, nu, cultul incertitudinii morale, aș traduce. Ambiguității. Griului, nu, poți zice și gri, că griului moral poți forța. Sau cum se traduce la noi în mediul politic românesc, a furat, dar a și dat. A și făcut, da. A și făcut. Ayn Rand aici se ocupă de problema pe care o aveau și americanii din timpul ei, și anume ambiguitatea asta morală pe care o foloseau deseori concetățenii ei în a tranșa, să zicem, niște probleme delicate politice, economice, sociale. Nu o să spună că este un lucru rău sau un lucru bun, o măsură pe care un politician o lua, o dădeau, domne, hai că nu-i chiar așa de rare, și părți bune, are și părți rele. Și dacă el a dat-o, o lăsăm așa, că oricum nu se putea mai bine. Deci, nu reușeau, nici nu-și doreau, de fapt. Deci, aici cred că e problema. Nu e că oamenii n-au și bune și rele. Asta recunoaștem. Nu e. Bine, ea, nici asta nu-l congela un moment dat, zice, speak for yourself. Problema acestui relativism, acestui gri, e că ei spun că trebuie. Deci o chestie prescriptivă. Trebuie, compromis, o chestie bună. Rău este bun, la asta ajungi până și asta o și deranjează pe ea. Și răul trebuie cumva să fie bun. Sau ca să le luăm apărarea echilibraților, nuanțaților, nu poți pe lume să-ți imaginezi, pentru că iată cheia, ei nu pot să-și imagineze, nu poți să-ți imaginezi o consistență morală. Trebuie să, prescriptiv, da? Trebuie să accepți și lucruri rele. Nu? Și ca și cum trebuie să lași, să spunem, și niște pământ în prăjitura aia. Păi nu mai e prăjitură. Da, trebuie, ca să nu fii... Ai zice de extremist sau următorul e cu... Da. De fapt, e aceeași, nu, e aceeași temă, zice. Problema care e, ce vor acești postmoderni? Păi, domnule, am avut două chestii nasoale, comunismul și nazism, în special nazism. Na, leftismul critică, în special nazism. Care a fost problema nazismului? Că ăștia erau absolutiști nazi. Erau absolutiști. Ok, hai să găsim o etică în care să nu mai fim așa absolutiști, știți? Păi și care? Păi etica asta relativistă, în care na, care și rău are partea lui de... Pe și asta din... De exemplu, antierou, nu? Dar asta pleacă deja din secolul XIX. Eu, întrebare, dacă începe cu Dostoevski, știi, la el aveai, se simte asta cel mai... Vorba, de exemplu, n-ar fi de acord. El zice că Dostoevski take sides. El ține cu ăla bun și împotriva lui rău, chiar dacă ăla bun mare și el căder și nu știu ce, știi? Ori aici e cultivată deliberat chestia asta, știi? Avem de ales între relativism și, pe de altă parte, civilizația înseamnă să înțelegi și rău, ca să zic așa, știi? Rău e chiar bun, compromisul e chiar... Uite, de exemplu, sunt mulți politicieni care doresc să facă un lucru bun pe lume, să facă un spital, să ajute săracii, și după aceea zic, nu pot să fac
acest lucru decât prin compromisuri politice sau trebuie să trec prin procesul politic. Trebuie și un pic de rău ca să fac bine. Nu, dar și taxarea. Dincolo, hai să zicem că el e om bun. Deși e bun și exemplul tău, dar hai să luăm taxarea. Da. A, ok, admit că e un rău, doar că sunt două perspective a taxării. Una e că e legitimă, contract valid, nu știu ce. Deci e bună. Și alta e că nu e așa de bună, dar e validată prin consecințe. Facem școli, facem drumuri, facem poduri. Da, e un rău, deci același stil de gândire, știi? Dacă tu zici, păi nu, că e un rău, nu trebuie să existe rău. Nu. Ești absolutist, ești extremist. Ești analogic. E un rău, dar care aduce multă roadă, știi? Care face drumuri, face... Și aici poți să spui așa, domne, politicianul respectiv sau cel care judecă problema și soluția respectivă, poate să zică, deci e o problemă gri, da? Avem și o parte din rău și o parte din... Deci le știi, știi care e partea rea, știi care e partea bună, ar trebui să tranșezi spre partea bună, dar hai să spunem că, domnule, e prea complexă problema și soluția pe care societatea modernă o generează. Și atunci e posibil ca omul să fie limitat și să nu-și dea seama, pur și simplu să aibă o eroare de gândire. Și să, ok, or fi principiile sau, să zicem, albul și negru să fie delimitate undeva într-o anumită teorie economică, socială. Dar eu n-am citit, am trăit pe lumea asta în mediul ăsta etatist și atâta știu. Și aplică în mod eronat, eu zic că fac bine, de la un cap la altul. Da, aici mi se pare că ea, pe bună dreptate, apărarea unuia care chiar caută să facă lucruri drepte, corecte, albe, dar n-a știut. Dacă n-a știut, încă... Nu e așa, măcar... așa se fie intervenția, știi? Uite, să petrece și o schimbare în paradigma strângii. Ei erau anti-elitiști. Să ne gândim la, nu știu, cultura comunistă, cu fabrici, cu zine, nu e cu miserele Parisului, știi? E cu, da. Deci ei luptau. Aveam niște oameni amăriți, niște elite, nu știu ce. Oare ei devenind de fapt elitele, că stânga na, controlează tot ce înseamnă elită, folosesc argumentul ăsta că omul e ignorant, știi? Omul e ignorant, uite, om apărarea, nu pune banda apărare, vine ea, ne iau ca din oală, deci mai bine să decide statul, știi, să... Și admitem rău ăsta în care, într-adevăr, îl forțez, îl iau în armată, îl nu știu ce, dar uite, îi fac un bine. Realitatea e complexă, știi? Trebuie să facem și rău ca să facem bine, știi? Da, da, da. Bine, eu aș lega un pic, eu atac din alt unghi capitolul. Când, când scoteau sânge la... Că nu se cunoștea medicina. Trebuia să facă niște rău ca să facă bine. Da. Ziceam păi că eu vin... Păi funcționează metafora asta. Tot socialismul e... Bleeding people out. Deci ziceam că eu vin din alt... Pe de-o parte sunt de acord cu capitolul, pe de-o parte nu sunt de acord cu capitolul și o să zic de ce da mai încolo. Dar din alt unghi e, capitolul ăsta la mine vine la pachet cu capitolul precedent, cu ăla de arta de compromisului. Nu era ăla de compromis, era ăla cu nu judeca. Ăla precedent era cu nu judeca. La ăla mă refer, pentru că, de fapt, capitolul precedent și cu ăsta sunt ambele părți ale zicalei cel fără de păcat să dea cu prima piatră. Da? Dacă capitolul precedent se referea la datul cu piatra, la judecare, capitolul ăsta se referă la păcate, da? Și încearcă cumva să spună, da, și este extrem de împământenită etica asta de care vorbește Ayn Rand, această idee de, nu știu, de gri. Ultima 100 de ani e dominantă. N-ai ceva peste... Și da, este atât de puternic... Bordarea nuanțată, împământenită în... De, da, hai să zicem așa. Dar nu.
Din contră că noi facem abordări nuanțate. Nu, din contră că nuanțele. Nu, noi forțăm nuanțele în alt sens. Exact, pune gândire critică să bați de spis, să nu știu ce, să analizezi. Aia nu e... Cred că vrei să zici calea de mijloc. Care e între și aia, e între. Calea de mijloc. Ar fi, dar calea de mijloc câteodată e o chestie bună. Nu, în principii și moralitate însă. Asta da. Aici se leagă și de capitolul precedent, da. Că negociem orice, dar nu principii. Și, da, spune așa că este foarte împământenită chestia asta, deci e un serial, reality TV, oarecum, cu oameni de pe stradă. Ai spune Amazing Race, în sezonul 1, sunt doi tipi care vor să... care creează o situație tensionată, se bagă în față, fac niște chestii din astea așa nasoale, se ajunge aproape la, de se ceartă, unii se ajunge la îmbrânceli, alții erau din New York, sau inflamează, bă, ce vă băgați în față, ia, așa, mă rog, deci iese și scopul tipilor era exact asta, să creeze tensiune între celelalte echipe, de să ridice nivelul de tensiune. Și ăsta a fost singurul motiv pentru care au făcut-o. Nu ca să trișeze, nu ca să așa, ci doar... Ok, dacă ar fi mers să se bage în față, normal că stăteau, da. Mai târziu, o echipă nu a fost de față la chestia asta. Și le-a spus, au fost confruntate cu... povestea dintr-o parte care era relativă, care era destul de aproape de adevăr, sau mă rog, de ceea ce a fost și prezentat spectatorilor, da? În care, da, ținând cont că tot prezentarea spectatorilor a fost și mărturisirea lor în care ziceau că de asta au făcut-o, tind să cred că era corectă perspectiva. Da? Și li se spune ce s-a întâmplat. După care e le două, erau mamă și fiică, nu, întâmplător, zic, se duc să afle din partea și din partea ăstora ce s-a întâmplat și ăștia le vând o altă problemă, o altă variantă, ca să rămână, în, deci, na, pa, nu, n-a fost o neînțelegere și eu, ei s-au dat la noi ceva de genul, o minciună pe față, adică minciună pe față. Și se încheie discuția cu ele două discutând și zic, da, cred că adevărul e probabil undeva la mijloc. Nu! Nu întotdeauna adevărul e la mijloc. Adică acolo era, a fost foarte, foarte pe față ideea asta că contrastului percepției. Că asta e una dintre părțile care sunt extrem de dureroase, pentru că, pe de-o parte, se disipă percepția asta că nu există oameni buni, nu există oameni răi, sunt toți cu așa și așa. Și ok, poți să zici, pe de-o parte, că e demoralizantă perspectiva că nu există oameni buni. Sau poți să spui că, domne, ca să-i cocoloșească pe ăștia, nu le spunem că idealul e undeva de neatins. Acum, eu am o problemă cu asta și în alte domenii, atunci când îi spui că un ideal e de neatins, nu înțeleg de ce ne mai chinuim să mai ajungem acolo. Adică zim care e punctul unde putem ajunge și care e idealul de atins. And let's do that da, instead. Da. Ai zis că trage, nu știu, un muncitor bun și băia nu pot fi ca el, dar na, trage ești pe ei. Deci, da, eu okay. Am un om bun și un om... Câteodată este, face lucruri bune, fiecare om, câteodată face lucrurile. Dar când face un lucru, putem să facem o judecată că acel lucru este bun sau rău. Evident. Da? Deci, problema, asta e și problema perspectiva. Problema nu e de evaluare, problema e a prescrierii, a normării, adică ăștia zic că e bine, știi? Asta e. Că e bine deci să, există oameni că e bine să da, nu okay, judeci. Există, da, ei zic da. Că e normal să existe nu, că e și... bine un furt, că un furt e bun.
Aici, păi de ce e bun? Păi uite, drumul este bun pentru că se face restituție. Hai să mergem și la partea ailaltă, da? Ideea aia stupidă că sărăcia cauzează criminalitate și pentru că ei sunt săraci, pentru că capitaliștii porci au furat profiturile de la muncitori și de asta sunt ei săraci, și atunci când fură de la capitaliștii nenorociți, e ca se face restituție. Se fura din fabrica comunistă. Apoi, uite, mă gândesc la Joker, îi găsește circunstanța atenuante, uite, că dacă nu era, nu avea problemele alea, da. Nu, eu mă gândesc că răspunsul elitar, o să zicem asta, gri, mainstream, ține și de... Noi trăim în social-democrație. Social-democrația, într-adevăr, cale de mijloc, să zicem, între capitalin și... Da, eu, asta de apărare, știi? Dom'le, noi suntem nici capitaliști, nu suntem nici comuniști. Comuniștii sunt extremiști. Extremismul e o chestie rea. Da, dar uite că nu-i noi doare. Noi suntem moderați. Stai, stai un pic. Elogiul moderației. Stai. Ți-aș acorda această cale de scăpare dacă n-aveam alegerile din Franța. Care, vorba aia, nu știu dacă au trecut două săptămâni de când s-au întâmplat, da? În care toată lumea a răsuflat ușurată că au ajuns comuniștii la putere, da? După ce o săptămână între scrutinuri au luat extrema dreaptă în gură toți, așa, după aia nu s-a auzit un pâs că a ieșit extrema stângă la putere în Franța. Asta dar toți erau, da. Toți erau relaxați. Nu discutăm de Franța, nu avem treabă cu Franța, e bine că n-a ieșit extrema dreaptă. Păi da, dar a ieșit extrema stângă. We don't talk about that. Da, da, asta e, da, e o inconsistență. Dar să știi că asta apare... Deci flexibilitatea asta față de reguli apare la Burke. Deci el critica liberalii clasici că nu sunt atât de flexibili. Prea rigizi. Da, faptul că... Apare și pe stânga, știi? Deci înțelepciunea dominantă. Conservatorii nu mai au percepția asta, dar conservatorismul așa începe. Ai flexibilitate de asta și înțelepciune de asta că ok, mai lasă. Sau și nu știu ce. Liberalii erau aia... fixiști. Principiai. Da. Faptul că în California dacă furi sub o anumită sumă nu mai este urmărit penal. Este tot în seria asta, dom'le, hai să flexibilizăm. Păi da, e ce ți-am zis. Este. Nu-i certăm, pentru că, uite, de exemplu, California, de unde îți permiți să furi tu de o anumită sumă? De capitaliști nenorociți, de la firme, de la fabrici și uzine, da? Tu ești sărac, altfel n-ai fura, că numai săracii fură, asta e... Allegedly. Asta e gândirea lor, că sărăcia cauzează criminalitate și atunci, da, îi lăsăm, că îi ajutăm. E mai ieftin să îi lăsăm așa decât să... Bine, aici și o problemă când definim sărăcia, uite, pe la discuția lui Friedman cu pensiile, noi nu prea aveam săraci, era middle class, era... Da, îți dai seama că din Excel ți-o face și toți suntem săraci. Partea ailaltă pe care vrea să o spun, că ne-am întrerupt paranteza asta când ziceam că una dintre lucrurile care se diseminează este faptul că nu există oameni buni. Din păcate, unul dintre lucrurile care se diseminează cu incertitudinile astea morale și cu lipsa de certitudini morale, să spunem, este și că nu există oameni răi. Și cumva chiar mi se pare... Nasoale. Cumva mi se pare că este mai periculos pentru oameni să ajungă în stadiul în care să nu înțeleagă că există oameni răi. Nu mai discern. Că unul dintre arhetipurile pe care le picta Ayn Rand cu câteva capitole în urmă, dacă vă uitați în episodul trecut, sau două episoade, nu mai știu exact, atunci când am pus Political Compass-ul, așa, unul dintre categoriile alea erau reprezentanții oamenilor răi. Da. Aici o întreagă discuție, uite, tendința a stângii în filme ca Joker e să arate că societatea l-a stricat. Societatea te strică, nu există. Omul se naște cumva inocent, știi? De poziția lui Pinker era, nu, te naști.
Dar poți să întrebi societatea stângistă la stricat? Societatea social-democratică la stricat? Că el zice că noi trăim în neoliberalism. Turbo. Mie mi se pare că cheia capitolului ăstuia este că toată abordarea asta mereu pe mijloc, hai să acceptăm tot fel de chestii, practic legitimează lucruri rele. Odată ce legitimezi lucruri rele, după aia e greu să te miri de ce n-avem lucruri bune. Pentru că dacă îi întrebi pe oameni, ce vreți? Păi vrem să avem lucruri bune. Da? Cum vreți să fie oamenii? Păi corecți, drepți, punctuali, tra-la-la, virtuți. Da? Și cum să le avem pe alea dacă tolerăm lucrurile rele? E așa o... Că se mută, uite, mai făceam mișto de centrism, că cu asta ne batem, despre asta e vorba. Și filozofia UE, filozofia în mediul academic. Deci e cea mai puternică la ora actuală. Dacă tu muți extrema suficient de mult, și o crimă, un criminal în serie poate să devină ceva moderat, știi? Dacă tu pui genocid, să zicem, la... Da, poate deveni... Okay. Nu mai zic de fursă. N-a omorât decât câțiva, adică e ok. Jack Spintecătorul ce e? Adică un începător. Anumite crime cresc în ochii stângii noi, stângii moderne, și anume folosirea anumitor cuvinte le ofensează. Da? Deci dacă un fur de $200 ceva, hai să trecem cu vederea. Dacă ai folosit un cuvânt, a te adresa cuva, și este pe lista neagră, atunci ești pasibil de cele mai mari pedepse și nu se trece cu vederea. Aici... Da, dar tu ești absolutist când vrei libertate, tu ești. El e moderat, că nu, ce, scrie pe ce vrei și cum vrei, dar ai câteva chestii, unde te opresc. Eu sunt moderat, tu ești absolutist. Exemplu cu furăciunea, știi, deci o chestie favorită a stângii, păi uite, era corect să-l urmărească Bogdan Valjean toată viața, știi, pentru o pâine, știi. Asta arată falimentul universalismului, știi? Răspunsul este da. Atâta vreme cât nu era iertat, da. Și nu era corect să-l urmărească poliția de stat. Deci da și nu. Mai multe. Este că el avea pentru... Nu era proporțională pedeapsa. Pentru un coaj de pâine a luat 20 de ani de ocnă. E, ce să vezi, iarăși, de la cine? De la tribunalele de stat? Da. Da. E, ai și alte soluții. Deci iau în vedere, doar că asta înseamnă libertanie, să-l urmărești. Nu, putea să și ierte victima, deci nu e. Asta am zis și eu, atâta vreme cât nu e iertat. Plus, dacă ăștia sunt atât de egoiste, agențiile aia de protecție, nu mobilizează resurse o viață de om pentru o pâine. Mai, cred că îți dă banii patronul, știi? Îți dă pe... Da. Uite, mă gândeam și la ce zicea Vali, că dacă societatea stâncistă, păi poți spune că societatea la Arasau, la așa, la pe Joker, la... Deci pe chestia asta cu diminuarea responsabilității, da. Sigur nu gândești în, spunea Irand aici, nu gândești în termen de negru și alb, nu-i așa? Și implicit te simți învinovățit, cum că... Sigur că tu nu ești așa de unfair ca să discriminezi între bine și rău, sau sigur nu ești așa de rău încât să cauți binele, nu-i așa? Sau nu, da, nu suntem extremiști, sună că la Oscar Wilde, știi, nu ești atât de imoral încât să vrei o moralitate, știi? Oh. Aia. Adică... Descoperirea mea a fost că unitatea de analiză trebuie să fie acțiunea, și acolo e mai clar să vezi că e bine sau rău. Că așa un om, na, face și bune și rele. Un om, o colectivitate, o nu știu ce, da. Dar dacă luăm acțiunea fix, se vede mult mai clar. Un principiu. Când susții că taxarea e fur și spui că statul ar trebui desființat, ai emis o judecată de oră. Asta așa e bine, dincolo ce e rău. Ia să are numai pe tine. Deci, de fapt, deci, prin această judecată, tu de fapt vrei să
ești un rău pentru că tu vrei ca oamenii să ajungă pe străzi, bolnavii să moară. Da, da, și argumentul utilitar. La ce să crape? Auzi, zici că deci sunt, imediat sare pe tine. Zici că sunt... Ai emis, trebuie să... Zici că sunt specialiști în reclame. Hai să exagerăm rezultatul. Zici, domne, te dai cu nu știu ce spray, păi devii extraordinar de atrăgător. Nu? Da, sau, vorbind de preferința demonstrată, dacă suspensi coerciția și vezi că ăla care ți-a ținut discursul te-a căpiat cu drumuri și cu poduri, și vezi că nu plătește, păi... Erai cu poduri și cu un... Adică realitatea e că plătesc de frică. Yes. Marea majoritate, majoritatea cu plătitare plătesc de frică. Ai un save the face, știi cum zicea și Homer, știi că... Nu, că eu înțeleg viziunea de ansamblu și e un schimb taxe contra protecție. Ah, dar cei care... Conced și adoptă această, să zicem, moralitatea griului în discursul lor moral, sunt foarte ofensați dacă le și în imaginea lor, domnule, de fapt sunt de partea albului, de partea binelui. Asta este binele, da? Să nu cumva să-mi spui că eu sunt de fapt răul. Sau întunecatul. Da, Black. Am adus altfel. Dai seama că și ei se contrazic. Îi zici unei femeiste, ok, un viol e o chestie bună? Păi nu e. Păi de ce? Că ar trebui ca unele violuri să fie bune, altele nu. Că facem compromisul, nu gândim gri. Da, sunt de să părere. Să vezi că sunt absolutiști sunt, unde nu, trebuie sunt, și nu sunt... Stai puțin, că sunt feminiști atâta vreme cât... atâta vreme cât violezi bărbați, sunt feminiști care n-au nicio problemă. Feministei. N-au nicio problemă. Și feminiști. Nu, nu știu dacă exemplu. Sunt, pentru că eu vroiam să mă duc la cealaltă, la un hashtag trendy între feministe, care o să el e în engleză, dar o să-l zic în română, că poate nu sare în aer. Ceva. Poate nu sare în aer canalul de YouTube. Da, hashtag omorâți bărbați. Toți bărbați. E o zi din an în care trenduiește pe Twitter hashtagul ăsta. Mm-hmm. Dar ăla nu e mainstream. Mainstream e feminismul ăla mai cu minte. Ăla nu e mainstream. Mai dai un pic. Mai dai un pic. Bule, nici, bule și bule. Nici copiii trans nu erau mainstream până au devenit. Crezi că Macron e comunist? Eu nu cred că e comunist. Cred că e social-democrat. Eu cred că Macron a adus comuniștii la putere. Chiar dacă nu e el însuși comunist, e dispus să guverneze alături de comuniști. Deci Macron este ca o altă chestie pe care o zice Ayn Rand aici. Că deci atunci când nu mai ai un compas limpede, ajungi să vinzi oportunist acțiunile și valorile ăluia care scoate pe termen scurt un profit. Poți să faci lucruri rele, mai faci și niște lucruri bune, ce oportun. Mi se pare că asta e Macron. Și mulți politicieni. Yes. Adică, păi... Same, same. Not different. Asta poate fi și o parte bună, știi, că sunt corupți. Vezi poziția lui Is. Bine, a devenit mai populară la noi și pentru că la noi dreapta a tot luptat cu tema asta. Ăsta e conflictul PSD-ul care are grijă de pensionari și dreapta care face autostrăzi. Cum elimin corupția? Îi arestează pe corupți și rămân bani de autostrăzi. Dar pensionarii nu merg pe autostrăzi. Păi n-au destui bani. Dacă ar avea, ar merge. Etica colectivistă. Următorul capitol, capitolul 10, în care doamna Ayn Rand spune că din altruism a apărut acest concept în etica colectivistă, cum că oamenii sunt trebuie să aibă grijă de confraților, de ceilalți oameni. Și nu trebuie să spui problema dacă să-i ajut sau să nu-i ajut pe ceilalți oameni, ci cum se va implementa acest lucru. Da? Și atunci dă și un exemplu aici, când o studentă a întrebat o profesoară
ce face cu săracii de pe stradă, răspunsul corect este dacă tu vrei să-i ajuți, nu vei fi oprită. Nu te încurcăm. Nu te încurcăm cu nimic. Îți urăm mult succes. Da, adică, pe când în etatism sau în etica asta colectivistă, statul trebuie să intervine și să îi ajute pe ceilalți. Să ia locul altruismului indivizilor. Aici sunt două lucruri în capitolul ăsta pe care le spuneai în rând. Unul pe care îl spune foarte des și unul pe care îl spunem noi foarte des. Primul lucru pe care îl spuneam foarte des este să-ți verifici premizele. Cel mai des ești ancorat în niște premize care nu au legătură cu discuția. De exemplu, este dat cumva de la sine, da? Întrebarea pe care o punea cu copilul ăla, mă rog, elevul ăla, da, mental vorbind, este că ce facem cu săracii? Pe când deci cumva a trecut pe, cumva el e prin premiza că trebuie să facem ceva cu săracii, da? Pe când întrebarea corectă ar fi, dar trebuie să facem ceva cu săracii, adică... Nu cred că asta, poziția libertariană, oamenii au dreptul la libertate. Atât. Nu, păi, nu. Deci, prin întrebarea trebuie să ajutăm, ce trebuie să facem cu săracii, implică... Nu. Cum era întrebarea, zi tu. Deci, întrebarea copilului era ce să facem cu săracii? Ce facem cu săracii? Așa. Așa. Implică. Deci, nu știu ce trebuie să fac eu când întâlnesc un sărac? Deci, nu, asta e întrebarea corectă. Bine, asta ar fi, nu, asta ar fi o întrebare corectă la nivel personal, da. Ca să ilustrez, știu, la nivel social, nu există. Ca să o leg de premize, asta încerc să spun, ca să o leg de premize, era asta, că întrebarea de dinainte a ce facem cu săracii ar trebui să fie, trebuie să facem ceva cu săracii? Dacă răspunsul e da, mai urmează și alte întrebări până la ceva, și anume, de ce? De ce toți? De ce, de ce trebuie noi? Să facem? Cine noi? Cine da, noi? Da? Și de ce noi? Da. Deci întâi, da, de ce da? Cine noi? De ce noi? Da, și ce le răspunzi pe astea? Trebuie să o formulezi în așa fel încât să nu dai ideea, ziceam, oamenii au dreptul la libertate. Să-mi dai impresia că poți ia pro-capitalism, să zicem, e că nu trebuie să ajungi săraci. Pentru că nu e așa. Poziția pro-capitalism e că oamenii au dreptul la libertate. Ce fac cu ea? Să fie sănătoși. Dacă unul vrea să... Deci da, toată averea la săraci, nimeni nu-l va opri, cum zicea aia. Da, și cel de-al doilea lucru pe care ziceam că îl spune Ayn Rand în capitolul ăsta și pe care noi îl spunem mai des decât ea, este o pledoarie pentru voluntarie, care decurge din oamenii trebuie să fie liberi, prin urmare interacțiunile dintre oameni trebuie să fie voluntare. Amen to that. Este și ea o mai și instanțiază ca fiind asta o etică individualistă prin opoziție la natura colectivistă a eticii du jour, asta să spunem. Asta ține și de dialogul cu ceilalți. Dacă tu vrei să convertești un conservator la libertarianism, vezi ce sensibilitate are și cum zic. La fel și ăstuia, un socialist, domnule, m-ar interesa, da, uite ce faci cu săraci. Și există răspunsuri, da, mai bine săraci. O societate liberală? Ăsta e un răspuns, știi, argumentul stimulentelor. Da, dar el nu vrea asta, știi? Că mai ții minte că discutam cu unul la masă, da? Cu ce poți să-i oferi, zicea... dacă le-ai un credin și răspunde doar emoțional, și asta n-ai. Și zicea, domne, nu, dar el caută alt răspuns, asta e problema, că el caută răspunsul în paradigma nu, și sub premizele. Deci, aia care sunt de proastă calitate și ca majoritatea, ca să o spunem explicit, nu, vrea să te lectureze cu nu știu ce, știi. Tu ai gândit 10 mutări înainte, el a auzit și el atunci. De... Nu întotdeauna, dar sunt oameni care vor să meargă, vor să-i duci de mână. Dar în clipa în care te-a pus să-i duci de mână și te abați de la drumul pe care îl gândesc ei, atunci să rupe problema ei, vor, te așteaptă ca drumul tău să răspundă întrebărilor
lor. Păi răspunde, dacă păi... el e rațional și e curios și e interesat, o să vadă că există răspuns. Da, da, pentru dacă asta... Dacă el nu e, pentru... cum nu sunt... Da, da, pentru asta da, el da, trebuie da. Să abandoneze paradigma. Dacă el te întreabă cum faceți justiție în lumea libertariană și tu îi spui, păi uite, iese ca la piață, ca la Lidl. Și el zice, nu, eu vreau să vreau să spui cum. Dacă e, și dacă nu e... cred că e... Ba da, am dat peste unul care a făcut așa asta. Da. Ești lipsa lui de imaginație. Da, da, da. Deci eu dacă îți povesteam de rachete la 1800, e lipsa lui de imaginație, știi? Ok, mai stăm 100 de mii de ani în socialdemocrație, știi? Că nu poți... La 1800... Nu poți înțelege că poate fi ca la... Apropo de lipsa lui de imaginație, la 1800, Jules Verne scrie de la Pământ la Lună pe baza propulsiei balistice. Nu și imaginar aici, da. Vorbim de Jules Verne. Nu, dar e problemă. Dar mulți nu sunt interesați. Mulți vor să te descălească cu trei socialisme. Intri puțin tare, el nu știe nimic, știi. Pur și simplu e și agent al statului, știi. L-a plătit statul, știi. Eu aș vrea să punctez pe chestia asta apropo de lipsa de imaginație. Deci vorbim de Jules Verne, care a scris o groază de chestii. Oamenilor nu sunt Jules Verne, știi? Imaginative. Jules Verne e la care... El, punctul e că nici el nu-și imagina rachetele că n-avea cunoștințe tehnice. Și peste 40 de ani au apărut. Yes. Uite, apropo de imaginație... În două generații, apropo de ce zice Ayn Rand la un moment dat. S-ar putea ca unele lucruri să apară pentru că și le imaginează niște oameni că ar trebui să existe doar. Și asta merge cu păi nu se poate așa ceva. Păi dacă tu zici că nu se poate așa ceva, nici nu o să apară. Deci la socialdemocrație. Deci noi ne gândim că socialdemocrație, când au apărut primele triburi, gata, a doua, a treia zi a apărut și social. Nu, socialdemocrație. Secolul 19, secolul 20 au început să voteze lumea. Deci ce înseamnă lipsa perspectivei, știi? Yeah. Sau cum vezi ăștia, domnule, niciodată liber, niciodată. Nici în anul 5.000, nici în anul 105.000, da, niciodată. Deci incredibil. Mă rog, pentru mine, în esență, în capitolul ăsta, zice, nu, uitați care e un mecanism de manipulare. Chestia asta se întâmplă și în relații simple între doi oameni. Poți să-ți imaginezi un scenariu în care zici, ne e foame... Unde mâncăm? La Mac sau la cutare? Deci e clar că ieșim, nu mâncăm acasă. Sau chestii de astea. Deci marea majoritate a lucrurilor manipulatorii se întâmplă ori pentru că ăla care face manipularea deja, el e manipulat și pur și simplu trăiește într-un cadru, sau special ascunde niște lucruri care ca să... Trebuie să fii și sincer, aia cu... Aia să zic. Ajutorul da, să o avea și mize și rodoa. Domne, cum ajutăm da, săraci? Yes. Nu e nevoia în sine, ești. Da. Ce zice Andreandia să nu-i concezi terenul ăluia de discuții, să zici, mă rog. Nu, îi spune. Să nu discutăm în paradigma etatist. Da? Exact. Discutăm paradigme diferite, că poziție libertariană, că dacă omul nu vrea să ajute săracii, da, are dreptul. Asta înseamnă dreptul la libertate, inclusiv dreptul de a nu ajuta săracii. Vreau chestie cu Remenciuc în inimă de câine, știi? Nu mai vreau să aud de copiii din Germania, de nu știu, în inimă de... Da, în capitolul precedent mai ziceam că a fost o chestie care pe mine m-a deranjat la capitolul ăsta, ăla, adică, și cumva se leagă foarte mult de capitolul ăsta, pentru că aici ia o instanță. Deci cumva acolo, îndemnul ei pentru oameni era să facă bine. Pe când mie mi se pare, poate și din formațiune libertariană, că e de ajuns sau rodbarian, să nu faci rău. Nu trebuie să faci nimic mai mult, e de ajuns să nu faci rău. Și toate discuțiile astea pe care putea să fie foarte de ajuns. Pe care ea le are aici oamenii care pe care îi dă exemplu, sunt situații din astea. Cum nu vrei să faci? Facem bine. E un bine pe care îl facem, să ajutăm săraci. Uite, îi luăm niște sărmani pentru
programul ăsta de medicină pentru bătrâni, Medicare. Da? Medicare. Da? Cum să nu? Sunt oameni bătrâni, sărmani, nu mai fac față, nu e bine, nu e bine să aibă medicină, e bine, da? Dacă e bine, de ce după aia vrei tu să te uiți la costuri, știi? Foarte, foarte interesant este că dacă dai... Da, e cu, mereu e cu orice preț. Dacă dai fast forward, știi? Mi se pare foarte interesant că în pandemie, da? Au, mă rog, nu e atât interesant dacă înțelegi natura stângismului și faptul că ei nu sunt interesați să fie consecvenți, e ok, nu mai e niciun conflict acolo. Dar era aia cu, domne, orice măsuri, dacă salvăm și o singură viață, acolo dintr-o dată individul conta. Concepte din astea ca societate, cum îi spune, armonie socială, economie agregată, bunăstarea tuturor, alea nu mai contau. Acolo, domne, să salvăm o singură viață. Să... Și e interesant că ajungi, dacă, dintr-un punct de vedere, este principiul ăsta al cu orice preț, pornit și dus la extremă. Dar ce e hilar este că prețul în general erau viețile oamenilor pentru toate celelalte, da, era o intruziune, venea statul în numele moralității, bineînțeles, care e aia du jur. Venea statul, se băga cu bocan și până în viața ta, da, îți lua copilul de acasă dacă era nevoie, de ce că, nu știu, ai tușit, de ce că n-ai vrut să-l lași să-și taie mădularul, de exemplu, da? S-a întâmplat în țări din astea civilizate, cum e Canada și Suedia, da? Și chiar și în Statele Unite. Bine, i-au formulat-o chiar și mai încoace, vieți versus economia asta. Da, era da, mea cu dinozaurul, știi, venea cometa, a, de economie, știi? Da, da, ce spun este ce că vedem de obicei era importantă economia. Ei apărau, ai, da. Când vezi acum... prețurile din... Acum stau toți, știi, și se uită ca Travolta, se uită în jur și nu înțeleg ce s-a întâmplat. Cum nu înțelegi ce s-a întâmplat? Vezi că avem un videoclip pe canal în 2021 în care am spus că prețurile se vor dubla și asta e varianta bună. Până acum s-au dublat. Dar mai avem inflație. Mai sunt bani de absorbit. Stai să vezi și vine la anul când intrăm în recesiune. Și nu sunt, culmea, știi care e? Pe astea de oficiale, de analiză, de nu știu ce, tot sunt mult pe recesiune. Nimeni nu zice, nu, de acum, de pe revenire, o să scadă inflația. Deci toți care dau așa, nici nu să facă, există pericolul ăsta de recesiune. Da? O să mai facem un clip și la anul din chestia asta. Este cu costurile pentru Medicare. În momentul în care, să zicem, vrei să salvezi viața unuia cu orice preț, de fapt o salvezi bani luați de la un părinte care nu mai are... O salvezi cu viața altuia. Da. Mare, să zicem, bani să-și ducă copilul la un spital mai bun unde putea să-și facă, să zicem, o operație, nu știu ce, cu banii altuia care, tot așa. Dar redistribuie vieți, asta e ideea, pentru că, uite, aici a fost seducător socialism. Și cum îmi dai chestiile astea? Bogații ți le luăm. Păi și de unde luăm? De la niște bogați. Avem niște bogătani și sănătate gratuită, dar tot. Educație gratuită. Aia nici nu o să simtă. Ok, dă-mi. Nu s-a întâmplat așa. Ok, bogații dau cam jumate din buget. Dar jumătatea aia la altă o dau săraci. Deci, Andrean, nu mai ajunge. Dacă tu iei jumate din salariu, na. Adus. Un sărac simte... Plus că e clar că nu dau la toți săraci. Adică plus nu, că, nu e, plus că nu e serviciu ăla, că e, și asta contează. O dau rahat la toți săraci, dau exact. Un nevralgiu care îl luai oricum la 10 lei, știi? Exact. Serviciu care iese din serviciu plătit, pentru că vorba aia am făcut kilometri deja de hârtie, da? Pe tema asta, da? Serviciu care iese de la stat, iese prost. E scump.
Nu scump, că e gratis. N-au ce zice Costel? Da, lasă să rămânem în paradigma lor. Da? Iese prost. Prost. În chestii care nu ies. Vezi, operații pe nu știu ce. Ești privați? Da, ar fi fost mai multe. Ar fi fost mai multe. N-ar fi fost. Nu aveai ca în moartea domnului Lăzărescu trei opțiuni. Sau patru. Parcă la patru spitale să duci. Aveai opt. Aveai 15, știi? Mă, deci, esența la ce ziceți voi este că dacă ți se pare că îți dă gratis, îți ia înzecit pe alte părți. Doar că nu vezi, poate nu te uiți peste tot ce-ți lipsește de pe îmbătătură. Simplu începe să înțeleagă, dar nici cărturarii nu l-au ajutat prea mult, știi? Cu neavând. Cărturari liberali? Mm. Deci aia care îi toacă aceeași placă, da, sunt gratuite. Ce sunt? Păi nu se cere. Nu e cerere. Marele. Da, când ei vorbeau despre trebuie să salvăm viața unui singur om sau chestia asta în pandemie, era același lucru cu interesul public și folosirea sintagmelor răstora abstracte, distrugerea vieților concrete ale oamenilor? Da, pentru că era interesul public. Oricum era viața ta, era vorba despre viața altuia. Deci era interesul public, abstract. Pentru că așa cum spune și Rand aici, tu când discuți în paradigma asta, de fapt, tu ce faci? Tu ești central planner-ul. Tu știi care e interesul public? Tu știi ce trebuie făcut? Ceilalți trebuie să execute. Da? Ce-ți vezi? Așa funcționează, numai că ăia care au bâtele, da? Decid și care e interesul public și ce trebuie să faci tu și copiii tăi. Nu, problema era că prețul era impus. Deci în rând merge aici cumva, ne aducem minte de Hazlitt. Uite-te și la... Ce nu se vede. Da, ce nu se vede. Că așa poți accepta chiar și asta. Să zicem, suntem un grup, vrem să salvăm cu orice preț, în sensul că donez sânge, donez măduvă, donez orice. Și mai dar ideea e că e voluntar prețul ăla. Or, pentru Gheorghiță și Arafat nu erau voluntare. Mai e o chestie, dar cumva asta ne duce către următorul. Deci dacă ai zis de ăștia care știu ei opinia. Uite exemplul ăla ar merge. Ăla e bun, da, ziceai că deci ne duce un pic pe următor, dar hai să nu ne aruncăm cu totul în el. Dar zice așa că ceea ce nu se vede, da, să vede, dar e ascuns. S-ar vedea, dar e ascuns. Nu discutăm. La fel cum în pandemie, da? Nu discutam de faptul că o să faceți copii autiști, că i-ați distrus în școală, făcându-i să meargă cu mască, să stea cu mască și să urle o descreierată la ei. Cine? Puneți masca înapoi! Puneți masca înapoi! Așa? Vreme de ani de zile. Ca după aia să le dea jos fără să înțeleagă de ce, vedeți acum două săptămâni povestea cu japonezii, da? Că și pentru copii e la fel, da? Tot așa nu s-a schimbat nimic. Ați făcut, ăla a fost prețul, da? Nu doar că n-a putut Maria să meargă la mall că au dat naziștii o lege. Asta e strict libertarianul, că tot vorbim de egoism. Sunt subiective astea, dacă unul ține să meargă la mall. Ceva foarte important. Să zicem, n-are copii, n-are asta. Chiar dacă are copii, da, vrea să ducă copii la mall. Da, da, eu vorbeam de lucrurile da. Care nu se văd. Sau care, nu, pe care le-ar concede cu mai mare ușință și... Da. Gabi, tu voiai să zici o chestie despre poziția randienilor în pandemie. Că făceau, da, da. Făceau împărțirea da. Aia între e importantă mai mult viața decât preferințele cumva. Corect, apropo de pandemie, dar eu cred că dacă Rand ar fi rămas consecventă cu ceea ce scrie în capitolul ăsta, ar fi avut o poziție cu totul diferită față de poziția pe care a avut-o Institutul Ayn Rand în pandemie. Da, pentru că ar fi văzut contextul și ar fi ajuns să precizeze. Stați un pic, că aici a... Pare așa fricoasă, adică eu nu văd ca bloc așa da, da. Speriată. E un om curajos, adică nu... Plecată de la greu din Rusia Sovietică, adică... Da. Nu, dar tot așa... Un alt exemplu pe care eu îl foloseam în pandemie, știți, zicea, dom'le,
Și dacă te-am închis în casă sau nu trebuie să pleci din oraș, știi? Ce, te-am băgat la închisoare? Un exemplu mai poetic, da? Doi îndrăgostiți, unul în Pitești și unul în Baia Mare. Da? Nu puteau să se vadă 6 luni de zile, un an de zile. Dar ei nu știau că poate că dura 12 ani. Nu știe în momentul ăla cât o să dureze nebunia. Da? Se sinucid. Nimeni nu știe, domne, doi nebunie. Nu, zine un cost. Nu, zine că ăla calculul e ok cât s-au sinucid. 50. Și noi cât am să vă? 3 milioane. Păi, dar nu e la chestia aia. Dom'le, vrem să fiți extremiști. Deci nu e chestia aia. Dom'le, vreau să avea orice viață cu orice cost. Asta a fost mesajul care s-a perindat acolo. Asta a fost mesajul. Uite, salvează viața îndrăgostiților, da? Orice preț. Să moară aia bolnavii, da? Puteți să spui așa? Mă rog, a zice că n-au pus cerere. E același lucru cu Cornea. Poți să le dai, poți să le dai, poți să-i judeci pentru faptul că totuși puteau să mai stea să aștepte. Adică, na. Da, poți, dar niște vieți care nu s-au salvat cu siguranță, da? Este că ăștia poate aveau un copil în timpul ăsta. Poate aveau un copil. Poate că ei, fiind la distanță, s-au dezîndrăgostit. Și atunci copilul ăla nu mai există pe vecie. Iată că ei nu... Las, că importăm niște cetățeni. Pe care multe lume nu le wink aprofundează, zic așa, nu stă să gândească tot felul. Problema de... e de asta. Cost de oportunitate, costuri ascunse, deci când vezi un pod, un socialist, majoritatea oamenilor sunt socialiști, au loge pod frumos, dacă nu era podul ăsta, cădeam prima pe aia. Un liberal care zice, ok, cu ce bani s-a făcut? Dacă l-a făcut, statul l-a făcut din bani furați, l-a făcut prin taxe. Da, sau mai mult când am fost reacția mea la când am văzut Danemarca. Da, pentru prima oară. Danemarca foarte frumoasă, foarte curată, între timp s-a mai murdărit. Și aflu și taxele care au fost acolo. Și reacția mea a fost, zic, îmi pare rău. Pentru că îmi dau seama cât de departe ar fi putut fi țara în sine dacă nu erau atâția bani furați. Bine, răspunsul ăsta era nu că nordici așa sunt, știi, au o cultură sau spiritul japonez, știi, spiritul de samurai care e mai colectivist, nu e neoliberal. Ok, suspendem taxele, să văd spiritul japonez la lucru. Suspendem taxele, să văd spiritul nordic, viking la lucru, să văd, nu mai plătește nici dracu, da. Mărturia socialistă asta e, nu, tu ești balcanic, ești din București, nu poți înțelege ce e acolo. Ăla cum îl pui așa? Până și, uite, până și nemții, dacă ei, deci, nu e țară mai orientată spre respectatul regulilor decât nemții, da? Până și nemții, în linia est-vest, da, linia de demarcație unde s-a rupt unde au rupt alții Germania în două, da? Ăia care au stat mai mult în comunism sunt astăzi mai sceptici. Prin urmare, ce să vezi unde nu s-au respectat regulile de COVID? Da, le-a prefisit. Unde e procentajul cel mai mic de vaccinați din Germania? Mă rog, că nu mă le mai ținem acum, dar la vremea respectivă s-a făcut să analiză. Legat de... Aici de exemplu și această bucătură a statului de a avansa știința, de a se implica în proiecte de cercetare. Și spune, tot așa, unde, cu ce cost? Ne apucăm să cercetăm teleportarea, punem taxă, e scumpă cercetarea asta, nimeni n-a mai făcut-o, nici nu știm cum, dar ne apucăm noi de ea, e bine ar fi, dar ar fi bine să ne, da, ar fi bine. 90% din venituri taxate ca să cercetăm aici. Și zice aici, dom'le, și știința este o valoare numai dacă îmbogățește și protejează viața omului.
Pune în rând aici. Să spună că îmbogățește, că uite, ne teleportăm. Te teleportezi la Timișoara și... Nu e, deci vezi că sunt, trebuie să le subordonezi corect. Sunt în ordinea în care ea spune că... Deci, în niciun caz nu ar zici că Mengele a făcut bine ce a făcut. Sau chiar dacă găsea, chiar dacă găsea cura pentru cancer. Da, deci, Ayn Rand, uite, asta rămâne din Ayn Rand. Nu trebuie să sacrifici indivizi. Păi da, dar Leon prost și nu înțelege. Păi și... Și ce dacă? Răspunsul este, atunci când tu zici că ăla e un prost și nu înțelege, ești la fel. Nu trebuie să-și decide oameni. El trebuie să-și decide viața. În măsura prostiei lui, asta e. Oamenii au dreptul la libertate, inclusiv oamenii proști. Adică, eu ziceam, în pandemie ar fi trebuit pusă libertatea omului peste viață, știi? Ca valoare. Dar în contextul randian, poți să spui, dom'le, viața ca viață a omului trebuie pusă peste viață. Dar fără libertate folosită. Mai este omul ca om? Asta e răspunsul. Păi asta este, da. Păi viața... da, și ea spune chestia asta aici. Undeva. E. Adică ea ar zice lui Aaron Brock, aia nu e viață. Da. Nu e viață cu a viață. Da. Mai citește randianism. Ai lipsit, e randianism făcut la seral. Naia. Stai că nu încerc să găsesc asta. Da, da, da. Unde era? O să dai tu un search pe Freedom, că nu... Nu știu, cu Freedom, nu știu asta cu Freedom. Zice că omul trebuie să fie, că valoarea principală e la libertate, la... E în ultimul capitol? Nu e mai înainte. Nu, e în asta. În asta e. Ce, păi la ce trebuie? Cu știința și cu viața? E la sfârșitul capitolului 10, nu? La sfârșit, ultima pagină, ultima dată. Aia cu Cornea și... Așa, e zice, așa, da, uite, nu, zice că... orice valoare, da, aici se vorbește de descoperirea unor cunoștințe noi, dar de fapt poți să o generalizezi, în orice valoare este o valoare pentru oameni doar atunci când sunt liberi să beneficieze de ea. Da. Zici, da, zici, de exemplu ăsta cu Arnea, că e important ca metaforă, știi. E și așa deranjant să-ți ia... Da, e cumva exemplu cu Rinichi, pe care îl mai dăm câteodată, dar ea îl dă cu Cornea. Spune așa că se poate imediat după moartea unui om, poți să iei Cornea și să o transplantezi altuia, unui orb, de exemplu, și el vede. Și atunci... se pune problema, dar de ce trebuie să aștepți până moare omul? Sunt destui ori pe lume, tu poți să vezi și cu un ochi, ia dă ochiul la... Să bine la public. Să facem rechiziție. Între timp nu mai e, adică se poate face și fără... Există cristalin, da, există cristalin sintetic, da, adică tehnologia a perimat cumva exemplul ăsta, de asta îl dăm noi pe la Curinichi. Da, îl poți folosi adaptat, știi, la măduvă, la nu știu ce, la inimă. Bine, zici că și inimă. La rinic poți să treci cu unul, la inimă nu mai poți. Treci cu unul, la inimă e mai greu. Constructorii de monumente, capitolul 11. E vorba despre conducătorii noștri iubiți, ce folosesc interesul public, binele cetățeanului și alte constructe abstracte, pentru a-și atinge interesele, unele materiale, da, să aibă o masă mai bogată, să aibă o casă mai mare, să aibă o mașină mai mare, un iaht mai mare, dar pentru prestigiu pur și simplu. Iar această a doua categorie sunt cei mai periculoși conducători. Să rămână în posteritate ca fiind un mare conducător, mare lider și toate acestea cu costuri imense pentru oamenii de lângă ei. Și Ayn Rand
Spune aici, domne, uitați-vă la piramide, uitați-vă la Louvre, la alte, cred că și zidul chinezesc, dar nu-l pomenește aici, dar și ăla este. Lucruri care pur și simplu au fost făcute doar pentru a sacrificii imense pentru mulți oameni, doar pentru a pentru prestigiul conducătorului. Da. Casa hororului din București. Casa poporului, da. Hororului. Hororului. A, nu numai, că au fost mai multe, da? Bulevardul, socialismul, toate... Păi, tot complexul în sine a fost plecat de la asta ca să se vadă. Se tot vadă. Restul ce a ras Bucureștiul a ras ca să vadă. Uite, e și sceptic, am avut asta, discuția asta, ideologie versus bani, care atârnă mai... E sceptic. Ea crede că ăia vor, ăia cu piramidele vor bani. Vor bani sau alte, adică nu sunt sinceri. Prestigiu, spune ea. Plus că ce face într-adevăr o comparație frumoasă între construcțiile din America, da? Zgârie-norii, care au fost făcute din bani privați pentru profit, pentru utilitatea investitorului. Și aici e ceva mult mai impresionant decât față de... Uite, de exemplu, ar fi o... Despre piramide, ei au trăit acum multă vreme, n-avem, nu e clar cum le-au făcut, nu intrăm acolo. Ar fi un răspuns pentru, știi, întrebarea clasică care este adresată libertarienilor, dar cine va construi drumurile? Noi am putea să răspundem, dar cine va construi orașele? Perfect. De ce, că n-ai nevoie sau ce? Păi nici astăzi nu prea ai nevoie, adică doar în zona comunistă se făceau blocurile, le construia statul, da? În alte locuri statul mai mult te împiedică de la construcții decât te ajută. Ești dorința de, uite, te poți întreba Stalin dacă ai fi dat câți bani vrea el. Ar fi renunțat? Poți să te gândești că nu, știi că la ce să renunțe? De... La comunism? Da, da. Da. E o chestie dacă îi dai bani suficient să fie motivat material. Dar pot spune că și că era bolnav, era sadic, adică îi plăcea să... Da, da, da. Eu cred că ai exemple... Puterea, dorința de... Zice da, și era dorința de putere. Cred că ai și astăzi exemple de conducători... Poți să ai toți banii din lume, nu poți să omori. Nu poți să... Da, fii atent aici. Eu spun că... Gândește-te la... director, la Biden, Macron, Ciucă. De exemplu, dacă vii la Ecaterina Andronescu, ea este ministra educației. Are un proiect. Ea este acum? Nu mai este, dar a fost. De nu știu câte ori. O să mai fie, probabil. Nu ia, și iată. Cum și Iohannis. Vii și dai 3 miliarde de dolari. Zicea. Iohannis acceptă. Iohannis îi acceptă. Eu fiind să cred că majoritatea acceptă. E, Caterina de Rus nu îi acceptă. Eu cred că ea e mai puțin. Îi spui că nu, să nu se mai atingă de nicio funcție publică. Eu cred că ea e... Asta e feeling-ul meu, că ea mai puțin. Ca păcală. Se pare, ți se pare. Sunt unii care pur și simplu vreau binele, își doresc binele concetățenilor, neapărat orice ba da, sacrificiu. Ba da, ba da, ba da. Hai de capul meu. Gândește la Vlăduț. Nu, gândește la Vlăduț, omul. Hai că... Deci sunt oameni care da. Pur și simplu pentru ei sacrificiul pentru binele comunității este da, nu este visul de fiecare noapte. Da, dar sacrificiul așa cum comunității ziceam... pentru binele comunității. Nu. Da, da. Nu. Este sacrificiu mereu al altora. Exact. Da? Pentru binele comunității. Ce îmi place la capitolul ăsta este că totuși ăsta e capitolul, nu? În care ea spune sau a fost precedentul? Nu, ăsta este capitolul în care ea vorbește împotriva socialiștilor. Socialiștilor, da, da, da. Am avut o mini discuție înainte de a porni camerele și cumva rămăsem în dubii. Și ea o spune foarte clar, bine, pe lângă faptul că e extrem de plăcut să vezi cum îi categorisește și pe național-socialiști ca fiind socialiști,
că e un lucru care nu prea se mai întâmplă astăzi. Ea, de fapt, spune așa, domne, au fost destul. Au fost destui ani, destule experimente, destui morți. De asta e 60 asta, îți dai seama? Oamenii nici după 90, nu? Destui morți, destui... Am murat de foame? Da, lasă-i pe aia. Destui indicatori, a zice, da? Deci destulă sărăcie. Dom'le, peste tot în lume, spune Rand aici, socialismul e impus cu forța, urmează poliție politică, persecuție, foamete, sărăcie, luci. Peste tot. Socialism. Peste tot se întâmplă. E ca și cum ar avea o cauză comună. Și aici iară se împrietenește un pic cu Peterson, în care Peterson vorbește despre oamenii care zic că nu, care se apără de argumentul ăsta, spunând că nu, că socialismul adevărat n-a fost încercat niciodată. Și Peterson zice așa, atunci când spui chestia asta, de fapt, ticălosule, tu spui că tu știi cum ar trebui să o faci. Și tu, dacă ai avea puterea, l-ai impune la fel. La fel, ăsta e completarea de la noi. Adică aici, impunându-l, aici ar avea același rezultat. Are dreptate și Valin Baranarea lui Pânt. Vezi cum intervedea pe Twitter. Prima dată începe cu chestii de-astea, decentralizare, protecția minorităților, lucruri care nu sună bine. Până la urmă, când vine zona de impunere, da, aș impune. Deci se pierde repede, știi? Așa îi zice, mă, n-ar merge atât de departe. Deci am mai gândeam, deci, uite, din 60 până în 90 și din 90 până în 2020, așa câte încă o generație și te gândești, mă, da, cum se întâmplă că sunt seduse, noi generații sunt seduse de socialisme, din astea? E din cauza că... Exact, educația. Și te gândești, bine, dar cum reușești să... educația e socialistă. Reziști? Da, stai, nu ai... E în altă parte vreau să mă duc. Ai o din asta... Revin. Da. Dar ăsta e un lucru care e momentul la care trebuie spus. Mm-hmm. Nu ai... prezent în discursul public rău socialist. Că se leagă și de ce ziceam mai devreme, cumva ajungem să credem că nu există omul rău. Da, s-a da? Și cumva neexistând omul rău, nu poate un om, nefiind rău, să impună un sistem rău. Socialismul este rău. Avem memorialul durerii care a documentat efectele impunerii comunismului. Asta e distinția. Impunerii comunismului. Vorbim de socialism. De asta. Și aia era tot republica. Chiar cu nuanța aia era că a tot fost republica ceaușism, socialistă. La vremea respectivă era Republica Socialistă Română. Era comunistă. Adică populară română. Nu, după ultima a fost SRS. Ultima socialistă, dar la început a fost populară populară română. Da. O, de la asta ți-ați spune. Dar nu înțeleg asta, da. Asta socialism. Unii îți dau niște definiții care seamănă și cu libertarianism, cu descentralizare și cu nu știu ce. E clar că nu le înțelegem, știi? Aia sunt din cadranul John Lennon. Aia sunt din cadranul John Lennon. Așa începe. Ei nu, sunt... căci, ideea e că după aia trece la... Adică John Lennon zice... Păi și impuneți. Măștile astea, ok, înțeleg că transmite, se duce, nu știu... cu forța și... John Lennon ar zice Lennon nu cred că ar fi pus cu forța. Ba, cred că da. Nu cred. Cred că el era libertarianul ăla de stânga, ăla care a existat odată, știi? A fost odată un libertarian de stânga. Ăla Stephen King și la ăștia, știi? Bă, Stephen King nu e... dement, rău. Stephen King e dement. Și idealiștii aia, ce tine erau săriști, nu erau idealiști că salveze vie și nu știu ce? Adică era din același aluat. Da, erau eroi. Ca John Lennon. Da și nu. Nu. De ce? Nu. Vlad omul nu e. Nu.
Poate ți-a plăcut ție. Da. Nu, Lenin chiar era pacifist. Pacifist, nu ar fi impus nimănui nimic. Gândește la, erau comunitățile hipioate prin anii 60-70, da, care pur și simplu, într-adevăr, eșuau, lamentabil. Dar oamenii încercau cu cel mai entuziasm. Eșuau lamentabil din cauza faptului că, și aici Rando spune, dar nu aici, în celălalt capitol, din cauza faptului că proprietatea era la comun. Da. De asta eșuau. Da. În rest, principiile erau bunicele. Nu impunem la alții, nu facem așa. Nu vrei, poți să pleci. Nu vrei, poți să pleci. Erau voluntare. Totul era voluntar acolo, da. Și sunt oameni care, dom'le, ce-au libertarieni și-au comunismul, cu socialismul. Să trebuie să împreună. Nu erau nici măcar, nu erau nici măcar pe sistemul ăla lui Lenin. Da? Deci ei nu erau, Lenin zice la un moment dat că se aduce obiecte, știi, de la fiecare pentru, după de la fiecare după capacități, pentru fiecare după nevoi, da? Și la un moment dat Lenin califică asta, zice, cine nu muncește, nu mănâncă. Uh-huh. Nu, acolo nu era așa. Puteai să o ții cu cântecul în gură și să cânti la lună 7, nu, nu te deranja nimeni. Era așa, asta era. Da. Adică oamenii au resimțit frustrarea. Bă, temă, ți-a doar eu fac patul, doar eu nu știu. Nu, în comunități hipii, erau așa, dar nu erau destui producători. Ca să producă pentru toată lumea. Sau producător. Nu, acolo toți stăteau, acolo toți frecau banii, știi? Deci nu erau... Exact. Și atunci, normal că, bă, da, vreau să mă și mănânc. Bine, aici argumentul lui Costel ar putea fi în ideea că profilul de producător este incompatibil cu, și de asta se autoselectau și n-ajungeau acolo. Sau dacă cumva să rătăcea vreunul, era, bă, deci dacă vedea. Dacă muncesc toată ziua și văd că tu cânti la chitară și grele și furnica, până mai lasă mai bine. Zicem, mă toleram, că și eram hipiot, că ajunsesem acolo, dar cât? A, da, seama. Probabil că se dădăcea un acolo care muncea, știi, era serios și... Primele zile astea, după aia... Păi a zis, bă, muncesc, mănânc, dar ăștia stau, cântă, eu sunt singur pe aici. El lăsa sapă, știi, la bătea soarele. Cine arată dinamica asta? Exact ce se întâmplă în societate, cu ăia care produc, sunt super taxați, ca să-i ții pe ăia... defavorizați, nu se știe cine e defavorizat. Nu pot fugi, aia puteau fugi, nefiind comunism. Da, aici nici nu poți să, da. Comuna hipiotă nu e comunism, știi? Aia puteau pleca. Ăștia nu pot pleca. Ei, foarte spune, importantă partea asta de agresiune, că așa zicem, nu, că rușii sunt, au crescut sub țar și sunt, vai de mama lor. Ok, nu-i mai amenințat tu, Stalin, să vedem. Pleacă afară? Bine, zic că pleacă toți, dar... Menționez aici în capitolul ăsta. Gândiți-vă la gardurile cu sârmă. Nu puteți să fugi din lagărele comuniste, pur și simplu, la Berlin. Nu, atunci când... Zidul Berlinului. Din punctul ăsta de vedere, granița comunismului a fost mereu păzită, dar cu armele întoarse spre interior. Nu, exact. nu spre exterior. Nimeni nu vrea să-i vină acolo. Atunci când URSS-ul era singura țară comunistă de pe glob, nu se pleca de acolo. Era ca la noi, cu delegație de partid, doar dacă ai lăsat, ca în China de astăzi, te lasă să pleci dacă ai lăsat gaj, familia. Da, și socialismul, menționează aici doamna Ayn Rand, foarte bine face, este o creație a intelectualilor. Impusă de intelectuali, stăteau acolo în turnul lor de filde și ziceau, dom'le, cam cum mi se pare nouă un CAP, cum ar merge așa, uite așa, uite așa, punem morcov, da, punem așa. Da, dar valabil despre orice creație, adică nu știu. Și, pac! Iar când Și când s-au lovit de realitate, cu oameni reali care nu prea corespundeau cu ce desenase rei pe hârtie pe acolo, punem... s-au asociat cu ceilalți prieteni lor, cu bandiții și bagabonzii și criminalii. Păi, să ne asculte. Asta ar fi o critică bună. Mamă, ce lapsus am acum. Cum îl chema pe rusul ăla care a scris, căruia i-a fost publicată teoria socialistă a semințelor și plantelor? Lysenko sau ce? Da, Lysenko, exact. Deci, acolo, nivel de
cum să spun, de a-ți mirosi propriile bășini. În, nu știu cum să o pun în termen intelectual, da? Mă, deci o critică la Ayn Rand ar fi că orice produs intelectual, aparține intelectualilor, că asta fac intelectualii, gândesc chestii. O altă chestie anti-ea ar fi că și lumea a acceptat, așa cum acceptă și azi. Că chestii îmi dă... Da, numai că... Mi-a dat pensie, mi-a dat, dar ce nu-mi dă? Numai că atunci intelectualii, atunci când caută un răspuns descriptiv, e ok, asta e treaba lor, dar de asta au creierul mai avansat, să gândească cei cu lumea, să o înțeleagă. Da? Atunci însă când se manifestă și dau edicte despre alte pături pe care ei nu le-au mirosit niciodată sau alte domenii pe care nu le-au mirosit, cum ar fi asta, teoria socialistă a agriculturii. Da? Asta e critica pe care Ayn Rand de fapt încearcă să le aducă, că ei erau complet deconectați de lucrurile pe care le prescriau. N-aveau nici experiență. Știi cum zice Saul, că socialismul e un eșec atât de evident încât trebuie să fii intelectual, știi să nu? Nu știu dacă ați văzut, evaghez un pic, pe canalul lui Andrei Murgescu a publicat un screenshot de la Adrian Papahagi. Eu sunt un european, eu mă identific cu lucrurile publice, monumentele publice. Mă duc la Louvre, mă duc în Italia, la marile opere de artă de acolo. Nu mă duc în America, unde nu am nicio treabă, știi că sunt. De acolo, de fapt, spune Irlanda aici, în asta constă măreția Americii, pentru că construcțiile mari de acolo sunt private, nu sunt publice. Pus că alea publice care sunt așa de modeste încât... Mă rog, erau alea, stai puțin, erau alea, ea face referință la cultura Americii din epoca Founding Fathers, da, din epoca războiului de independență, că dacă e să ne uităm astăzi la biblioteca Bill Clinton sau la biblioteca Obama, s-a cam dus, sunt publice, da. Obama publice, da? Cred că da. Da, răspunsul e, chiar dacă n-aveau, da, ce Michelangelo nu putea să facă la privat, deci de ce? Deci cum e? Putea să facă, dar nu a făcut. Că nu, că nu-i dădea oia. Da, ce, nu dar... Nu-l recunoște. Uite, am o grotă în Florența unde trebuie să te duci ca să înțelegi că îi dădeau la privat. A fost Da Vinci, uite. De medici. Care ziceam că cheamă pe scriitorul la portughez. Mario Vargas Llosa? Portughez. Nu vine. Se referea de Soto. Vorbea de frustrarea de sus urta de Soto, anarh capitalist libertarian. Coelho, cumva? Numele brazilian, nu? Serios, om serios. Am luat numele în literatură. Și el zicea, domnule, sunt atât de frustrat și când au succes și tot sunt... Se referea la ăsta, știi, dar nu... Nu-mi vine numele acum. Ce aș mai adăuga aici? Este un lucru că... Eu un citat care... Mie mi-a plăcut. Zice așa. Niciun om care e dominat de benevolență nu ar trebui să poată să ignore ororile cauzate, ororile pe o scară atât de largă cauzate de comunism. Și de aici decurge, că să explicităm, da? De aici decurge că oamenii care refuză, pentru că și asta e ce ziceam mai de mult, da? Oamenii refuză să vorbească despre lucrurile astea, care refuză chestia asta, ei nu sunt în niciun caz oameni buni sau dominați de, sau benevoli. Mă gândeam la comuniștii din spectrul
sânge unitare în Franța. Am înțeles că unii chiar sunt, au și nuanțe. Sunt maoiști. Așa, orice un fel de comunism. Adică vor să elimine vrăbioarele din Franța? O nouă vrăbile? Epocă... Vor să elimine vrăbile? Nu numai. Știi ce au în minte. Nu e. Pentru cei care nu știți povestea, la un moment dat, erau vrăbi sau ce? Vrăbi, da, chiar vrăbi, da. La un moment dat, Mao a declarat că inamicul principal al... De ce e foamete în China? Pentru că vrăbile mănâncă grăunțe, mănâncă semințele, da? Și s-au pus chinezii și au nenorocit vrăbile. Și ce să vezi? Într-o dată au fost infestați de alte chestii, că mai erau vrăbi care să le mănânce pe alalte. Dar dacă liderul suprem a spus, era după marele salt înainte, adică deci nu putea fi acuzat că nu știe ce face. Și producția de grâu nu prea era dacă mâncau vrăbile. Da. Ce? Da, așa e. Aveai... Aveai sute de milioane de chinezi, da? Dar vrăbile erau problema. Acestea fiind spuse, pentru Valentin Bergeanu, Alex Chiriac, Costel Tăvărache, eu am fost Gabriel Munteanu și nu uitați că statul vă vrea sclav, să vă gândiți și la libertate. La revedere!